Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Overwatch. De această dată, versiunea de iarnă arată super fain. Am aici niște loot box-uri și nu o să fac un loot box opening, cum probabil vă așteptați în momentul ăsta. Am 6 loot box din astea de iarnă. O să deschid una așa, gen pentru început de episod, după care o să păstrez restul de 5 și o să fac un loot box opening când o să am, nu știu, vreo 15 minim. Azi din ce primesc de Crăciun, ei. Albastre. Nașpa, foarte nașpa. Bun. Și acum o să vă arăt modul de Crăciun. Arcade. Maze Snowball. Asta e cel mai fain, asta e Winter Mystery, nu-i cine știe ce. Dar asta e fain, e practic o bulgăreală cu May. Sper să găsească meci cât de cât rapid. Să nu așteptăm foarte mult. Oricum, îmi place extrem de mult la Overwatch. Fac niște moduri din astea, gen de sărbători, cum a fost și ăla de Halloween, super tare. Și ăsta cum ei îmi place. Nu mai știu ce mai fost. Și Lucio Ball, de exemplu, cât de tare a fost. Welcome to Eco Point Antarctica, soldiers. Welcome to Eco Point. Și fain și intro-ul ăsta. E foarte fain. Iar total, o să vedeți. Nu trebuia să facem un intro. Sau pentru că e deja... Înțeleg. O să vedeți imediat că o să facă un intro. Waiting for players, da. Are you kidding me? Super tare. May Snowball's Offensive. Bun, care e ideea? Nu-i May aia normală, practic ai un bulgar. La fiecare bulgar pălit, ai luat un kill. Și de aici, gen, din chestiile astea, iei zăpadă. Cu click dreapta, îți încarci arma și mergi la luptă. O să vedeți imediat ce și cum. Hai, nu, n-am pălit. Hai, bun, și așa îmi încarc arma. Și nu, practic e o bulgăreală. Ceea ce mi se pare super fain, adică... Nu vezi în toate jocurile online să facă un mod special pentru genul ăsta, nu știu, sărbătorul, ceva. Și ar fi fost fain, gen, să facă și la League of Legends ceva sau... Vezi? Ba, mi-am dat un hit și noaptea. Și la ultimată, îți dă mai mulți bulgări pentru câteva secunde. Tragi în continuu bulgări. Și mi se pare super fain ca și ideea, adică... Nu te joci în continuu același chestii, opa. Three enemies remaining. Ah, ia asta sus. Asta e, pot să fac cu manevra. De asta o să fie Overwatch un joc la care o să-i crească extrem de mult popularitatea. Wow, frate, băi, aceea să fie. Nu, mă. Am rămas singur. Nu cred. Da, o să mă plătinească, am shoot. E destul de greu, adică, practic, ai un bulgar bam. Ai plezni sau nu? Probabil că o să-l pierd, dar nu-i niciun stres. Și mai deschid o cutie de final. De obicei vine cineva aici, sper să reușesc să dau așa manevră. Ne, nu a ieșit. Și ideea e că dispar astea, adică odată ce l-ai luat, a plecat. Bun. Hai frățioar, unde ați ascuns zăpada? Nu este în bază nimic, bă, da. Pack, pack, pack. Și fain că dacă mi încarc acum ultimata și să zic că aș muri, îmi rămâne pentru runda următoare. Nice, vezi? Și acum am ultimata și o să vă arăt cum... Și pentru câteva secunde, dai bulgări în continuu, practic.
I'll find you. Până și muzică de Crăciun ai în jocul ăsta, adică. Frățioare. Este un joc serios. Nice. Încă o țintă. Oare unde? Aud pași sus. Suntem 2 versus 1, cred. Nu cred că suntem 3 versus 1. Oh, nice aici. Nu, frate! Oricum am câștigat runda, deși am pus să iau eu. Pentru că n-am. Să fiu MVP-ul. Oricum am medalie de aur, pentru că... Medalie de aur, mai bine, weapon accuracy. Acolo n-am. Nu, uite-l pe ăsta. Știu că ești prost, frățiar. Mă așteptam să vină careva acolo. Un protection. Sunt curios câte moduri din astea diferite o să apară, gen... What the fuck? A făcut la 4? Da, am belit-o. Cred că ziua contra... Ba nu, mai... Da, bine, ziua contra toți. Bine. A făcut ăla, nu știu, vreo 4 kill-uri acolo, rapid. Bulgareală, my friend. Am primit un mesaj de la Orange, cred. Chilaba? Bun, mi-a ieșit pe aici, este zăpadă multă. Two enemies left. Bun, pe aia se bate, frate. Uai, ce gros am dat. Unu, hai. Bun, l-am văzut. 2-2 o să fie. Mamă, dacă-l păleam acolo, ești nebun. Fain că e și meciul ăsta așa, gen foarte apropiat. Oh, nice! 2-2. Watch this. Și asta cred că e runda decisivă, dacă bine țin minte, până la 3. Serios. Nu, uite-te. Asta e cel mai nașpa, când prins proști tot timpul undeva. În orice joc, dar asta e planeta. Oh, fain era dacă îi dăiam așa. Boltă, fain. Back, back, back. Nu, mă! Și-am știut că e acolo în pana mea, am crezut că eu dau eu. Da. Erau două, chiar. Și acum stau și mă uit. Partea asta nu-i distractivă deloc când stai și eu zuma. Trei versus 4. Not nice. 2 versus 4. Oh, nice. 2v3, hai. Să vedem, reușește echipa mea să câștige. Oh, fuck. Aaaa, ăsta are bulgări grămadă, na. Opa. Tot aia. Tot el ai, frate. Da, cred că am pierdut. Mamă, ce țapă-i dat. Nu știam că poți să uiți în jur când iei zăpada. Mie e shoot.
Acum ar trebui să fie ușor. Sau nu? Holy Pateu! Holy Pateu! Frații, na, banane. Defeat, asta este. Hai că mai deschid încă o cutie așa de final. Noob OMG, până și aici suferă oamenii. Play of the game, asta când au făcut acolo 4 sau ceva în genul. Mamă, cum stăteau și ăștia ca nebuni. Da, a fost fain, ce-i drept. Hai că dau la asta. Ce pană era cu mine în echipă? Cum n-ai bărat cu mine în echipă, fratică? Mi-a părut atunci cu roșu că au făcut ei. În fine, nu mai știu. O să dau dacă vreau să rămân în echipă cu aceiași 6 jucători. Dacă dau și ei, rămânem în echipă. Da, nu-i cazul. Și mai deschid încă o cutie. Dacă aș fi câștigat, mai dă o cutie de Crăciun. Da, nu. No. Hai, încă una. Open loot box. Dăm ceva ca lumea. E albastre, nașpa. Dacă tot îmi pică din astea nașpa, la un moment dat o să-mi vină direct ceva șmecher. Maxim. Da, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut bulgăreala asta de Crăciun. Mulțumesc de vizionare, salutare și ne auzim mai spre seară pe stream. Forță maximă!